Ei, salutare și bine a revenit pe canal! Astăzi voi face un material video, vă spun de la început, lung, foarte lung, în care voi vorbi, voi relua discuțiile despre arcul cu săgeți. Pentru că am primit în ultima perioadă de timp destule mesaje de la privitori, de la unii dintre voi, în care mă întrebați despre arcul cu săgeți. Ce să vă cumpărați, ce vă recomand, etc. Ar trebui să știți foarte mulți, că nu, toți ar trebui să știți că nu fac recomandări. Și ca să deschid o paranteză, scuze, ori de câte ori cineva mă întreabă, vreau să-mi cumpăr un arc, ce-mi recomanzi? Și ce înțeleg eu? Bă, ăsta are bani. Ăsta se șterge cu banii la fond și nu-l interesează absolut niciun detaliu, ci are încredere oarbă în ceea ce îi voi spune eu. Așa că, dacă nu-l interesează, nu-mi spune nimic ce vrea să facă, cu arcul respectiv, vrea competiție, vrea vânătoare, vrea să tragă la țintă, vrea doar de divertisment, de agrement, lasă că îi bag cel mai scump. Că se pare că dacă nu-mi dă detalii, înseamnă că nici nu are nevoie de detalii, așa că pur și simplu va cumpăra ceea ce recomand eu. Am închis paranteza. Ok? Bun. Glumesc, bineînțeles. Dar este deranjant când primesc întrebări, astfel de întrebări, suficient de scurte, ceea ce mie îmi denotă faptul că respectiva persoană nici măcar nu s-a sinchisit 5 minute să formuleze o întrebare cu câteva detalii. Și în funcție de acele detalii să îmi formulez eu o schiță de răspuns. Nu, pur și simplu, vreau un arc. Ce recomand? Nu știu, tot pe ăla. Deci, în acest material video voi încerca să ofer cât mai multe detalii posibil despre arcul cu săgeți, tipuri de arcuri, săgețile, chestii interesante la săgeți, vârfurile de săgeată, aspecte legislative. Voi încerca să fac chestia asta și să bag cât mai multe detalii pot. Așa că, ce am în mână? Un Diamond Edge SB1. M-ați mai văzut trăgând cu el. Este un arc fiabil din punctul meu de vedere. Îmi place să-l numesc flexibil. De ce? Poți face foarte multe lucruri cu el. Deci nu flexibil din punct de vedere fizic, doamne că e elastic, să întind corzile sau brațele, lamele și sunt flexibil. Nu. Este un arc cu care efectiv poți face de toate. Poți face și competiție, poți face și tip sportiv, poți face și vânătoare, poți face și agrement și pescuit cu arcul, orice. Acum, hai să încep cu ceea ce cred eu că ar trebui să fie începutul. Acesta se numește un arc compound. Este greșit să-l numim, să încercăm să-l traducem din engleză în română și să venim cu denumirea de compozit sau arcul compus. Nu. Înseamnă cu totul altceva. Acesta se numește arc compound. Îl recunoaștem după aceste came. Da? Mulți, iarăși în română, în limbajul non-tehnic, din limba română, acestor cameri se mai spune fie rotițe, fie cu scripeți. Arcul cu scripeți. Este greșit din punct de vedere tehnic, dar nu e nicio problemă pentru că nu toată lumea cunoaște limbajul tehnic din tir cu arcul, cum nici eu nu cunosc limbajul tehnic din medicină sau din metalurgie. Și, din punctul meu de vedere, este absolut ceva firesc. Dar, în momentul în care vrei să-ți cumperi un arc, sunt de părere că trebuie să te pui la punct cu câteva denumiri tehnice. Așadar, care sunt acestea? DL, draw length, înseamnă lungimea de întindere, adică cât de mult poți trage de coardă, știi? Cât de mult poți întinde coardă. Draw weight-ul, adică tăria arcului, cât de rigid, cât de tare este arcul. Draw length-ul este exprimat în inci. Inciul este unitatea de măsură a distanțelor în sistemul imperial, echivalentul centimetrului, dar nu ca lungime, da, ca denumire. Draw weight-ul este puterea de, v-am spus, tăria arcului. Draw weight-ul este exprimat în livre, în pounds, tot din sistemul imperial, echivalentul kilogramelor forță. Bun. Ca idee, un pound are mai puțin de jumătate de kilogram. Okay? Deci are undeva 400 și ceva de grame. Deci atunci când vă spune un arc cu draw weight-ul de 30 de pounds, practic vom avea un arc cu o putere de tragere, cu o putere de întindere sau cu o tărie de în jur de 13-14 kg forță. Da, deci un pic mai puțin decât jumătate din valoarea pounds-ului. Da?
Brace height-ul înseamnă distanța de la coardă la crosa. Scuze, crosa. Brace height-ul, cu cât este mai mare, cu atât cursa săgeții, da, de când dăm drumul corzii și până revine la poziția, în poziția inițială, cu atât această cursă va fi mai mică atunci când avem brace height-ul mare. Când avem brace height-ul mic, să spunem, de exemplu, aici, brace height are, uite că nu-mi scrie pe specificații, brace height-ul, să spunem că la un arc este de 7 inch, 7 ori 2 cm jumate cu aproximație. Da? Dacă avem un brace height de, să spunem, 4 inch sau 5 inch, ce înseamnă lucrul ăsta? Coarda noastră va fi mult mai apropiată de crosă, da? De corpul arcului, de locul unde ținem, de unde ținem arcul. Asta înseamnă că această coardă, în momentul în care este eliberată, va avea o cursă mult mai lungă, da? Deci va avea mai mult spațiu să împingă săgeata, să transfere energia elastică, da? Acumulată în corzi, sau energia acumulată în lamele, în arc, să o transfere săgeții. Va avea spațiu mult mai, un spațiu mult mai lung. Da, cam atât. Elementele componente ale unui arc compound. V-am mai prezentat, le repet, camele, da? Acești scripeți. Aceasta este coarda, cea de care tragem. Această buclă se numește D-loop, da? Aceasta de aici. Datorită faptului că arcurile compound de regulă sunt foarte puternice, deci au draw weight-ul foarte mare, este foarte dificil să tragi cu degetele goale de coardă și atunci se folosește un dispozitiv special numit numit release. Dar este un cleștișor, să-i spunem pe românește, cu care se agață, se prinde de această buclă, de acest D-loop de aici, da? Ca să nu îți bulești degetele. Acest mic cerculeț, această mică piesă, se numește pip sight, da? Și această piesă din față se numește aparatul de ochire, sight-ul. Practic, dacă înțelegeți limba engleză, pip sight, sight. Adică locul prin care te uiți spre sight. Pip sight împreună cu sight-ul formează aparatul de ochire. Când vă cumpărați, dacă vreți să vă cumpărați aparat de ochire pentru arc, de regulă ar trebui să aveți pip sight-ul deja montat pe coadă. Dacă nu, trebuie să vă cumpărați pip sight. Vin și astea, sunt în diverse mărimi, dimensiuni, materiale, am eu din plastic, din câte știu, am înțeles, sunt și din aluminiu, etc. Deci aveți o gamă variată din care să alegeți. La fel și site-urile sunt cu 3 pin, 1 pin, 3 pin, 5 pin, 7 pin sau câți pin doriți voi. Lungi, cât de lungi doriți. Vin și ele cu fel de fel de accesorii. Nu stăm să intrăm foarte mult în detalii. Deci v-am spus că aceasta de care tragem se numește coardă. Iar aceste două se numesc cabluri. Da, cablurile sunt, în cazul acestui arc, Diamond ECB1, sunt prinse pe aceeași parte, adică pe partea dreaptă. Și ele sunt trase la o parte, dacă ar fi eliberate, da? Nu ar fi observați că sunt un pic forțate în exteriorul corzii, dacă din perspectiva trăgătorului sunt forțate în exterior, pe dreapta, da? Ca să nu interfereze cu săgeata. Dacă nu ar fi existat această forțare a lor în exteriorul corzii, ar fi interferat cu săgeata și traiectoria săgeții, zborul săgeții ar fi fost unul denaturat. Era restul sau sprijinul de săgeată, nu știu cum să țin asta, nu mai pot să închid laptopul. Bun. Era restul, această piesă de aici, vedeți? Asta este cu 3 perii. Vine în diverse forme. Aici, deci pe el se montează, se așează săgeata în momentul în care ne pregătim să tragem. Ok, acest băț, să-i spun așa, această extensie se numește stabilizator, este confecționat din diverse materiale, de regulă din ceva metalic sau cauciuc cu metal în capăt, etc. Și are rolul de a stabiliza arcul. De ce? În momentul în care ai eliberat, arcul are tendința să vină către înapoi și cu cât e stabilizatorul mai greu sau mai lung, cu atât arcul nostru va avea o mișcare către înainte și nu către înapoi. Foarte simplu de altfel.
Ok. Amortizorul de vibrații, această piesă, deci această tijă în capul căreia se află o bucată din cauciuc moale sau silicon, care preia din vibrații în momentul în care este liberată coarda. Vă spuneam un pic mai devreme faptul că acest arc Diamond Edge CB1 este un arc flexibil, versatil. De ce? Are lungimea de întindere, acel draw length, reglabilă, da? Astfel încât dacă ești o persoană înaltă sau mai măruntă, mai scundă, ți se potrivește, deci poți trage cu el fără nicio problemă. Și de asemenea are puterea, da, sau draw weight-ul reglabilă de aici, slăbind sau strângând aceste șuruburi, da, are câte unul în fiecare capăt. E, ce se întâmplă în momentul în care le strângem la maximum, cum sunt ele acum, observați, nu se vede absolut niciun pic de lumină pe aici, da, arcul este strâns la maximum. Draw length-ul este dat la maximum și atunci eu trag, dacă voi folosi și săgeți de 350 de grains, iarăși grains o unitate de măsurare a greutății în sistemul imperial, ar trebui arcul meu să dezvolte o viteză de 300, nu mai știu cât are asta, vreo 320 de FPS, nu mai știu, de specificațiile tehnice, le găsiți pe toate site-urile de tir cu arcuri din România. Bun. Așadar, dacă vrei să-ți cumperi un arc compound, ok? N-ai mai tras niciodată cu un arc compound, e bine, va fi un pic dificil, dar toată această presiune va fi în avantajul tău. De ce? Dacă pe cât este de tehnic și pare de complicat, pe atât este de simplu de stricat. Cel mai simplu de stricat la un arc compound, cele mai simple variante de stricat un arc compound sunt, din punctul meu de vedere, următoarele două. Să tragi fără săgeată, cum am făcut eu din greșeală în 2017, există filmulețul pe YouTube, pe canalul meu, și de asemenea să deraiezi coarda, să faci în așa fel încât să iasă coarda de pe came. Cum se poate întâmpla lucrul ăsta? În momentul în care ești cu arcul întins la maximum, vedeți, coarda este așezată, dacă m-ar ajuta focusul, ar fi minunat. Uite, coarda, a, eram cât pe ce. Coarda stă pe came, într-un șanț, pe marginea camei. Observați? În momentul în care întindem de coardă, a, contactul cu acest șanț de pe camă este foarte mic. Este, se realizează pe o suprafață foarte mică. În momentul ăla, dacă noi, fiind cu arcul întins la maximum, da, facem această mișcare din încheietură, șansele sunt foarte mari să avem o deraiere a corzii de pe came. Ce se va întâmpla? Toată energia acumulată în lamele arcului se va împrăștia brusc, se va întoarce în arc. Și automat ne va exploda arcul. Ce se poate întâmpla? Să se rupă coarda, să se rupă și cablurile, dar mai puțin probabil, să se strice camele, să se strice lamele, practic să se întâmple ce mi s-a întâmplat mie. O să vedeți în filmulețul, dacă o să căutați pe aici pe canal. Ok, deci, când vrei să-ți cumperi un arc compound, toată această tensiune, spuneam un pic mai devreme, domnule, nu știu, n-am mai tras cu el, nu știu ce să fac, nu știu ce, te va forța să cauți tutoriale pe internet. Eu, practic, am început canalul de YouTube ca urmare a unei supărări, supărat fiind că după ce mi-a sosit arcul, n-am primul meu arc, un Diamond Infinite Edge, n-am găsit tutoriale în limba română și am zis, bă, hai să fac eu. Dar ca să fac eu, mai întâi trebuie să știu eu cum se trage și să știu eu cum trebuie folosit un arc compound. Așa că m-am uitat la americani, tutoriale din limba engleză, și am învățat, am început să trag, să capăt un pic de experiență și după câteva luni am început să postez materiale video pe YouTube. Și așa a luat ființă, vă spuneam într-un alt material video, așa a luat ființă canalul de YouTube Broadheader. Așadar, pentru a treia sau a patra oară, reiau. Dacă vrei să-ți cumperi un arc compound, dându-l o parte această tensiune, acest stres că, domnule, n-am mai tras, trebuie să învăț să trag cu el, trebuie să te gândești așa, ce vrei tu să faci cu el? Cei care sunt sportivi de tir cu arcul, nici nu
Ei știu știu foarte bine de la început ce trebuie, ce caută la un arc. Vor caută un arc de competiție care să aibă distanța dintre came, ata, acea axle to axle, am uitat să vă prezint, dar cât mai mare, adică arcul să fie mult, mult mai mare decât ăsta, mult mai lung. Da? Așa, să aibă o putere de, nu știu, 40-45 de pounds maximum, pentru că la competiții nu folosești foarte mult în funcție de tipul competiției, indoor, outdoor, de distanță, etc. Dar tu dacă n-ai mai trează niciodată cu un arc compound, din punctul meu de vedere, tu vei avea nevoie de un arc compound care să nu coste foarte mult, pentru că dacă îl vei boli, să nu-ți pară rău. Doamne, n-am dat foarte mulți bani pe el. Și de asemenea, vei vrea un arc compound pe care să îl poți folosi atât tu, cât și soția sau soțul și copiii. Și un astfel de arc, da? Poate fi folosit inclusiv de copii, dacă au forța suficientă, forța necesară să-l țină în mână, da? Cu brațul întins. Este suficient din punctul meu de vedere. Ok, deci vei vrea un arc la care să poți regla lungimea de întindere a corzii, la care să poți regla tăria lui, astfel încât să-l poți coborâ sau să-l poți urca mai mult sau mai puțin. Să poată trage, repet, cât mai multă lume. Cu siguranță vei vrea să-ți vină gata echipat din magazin, deci ready to shoot. Sub nicio formă nu vei vrea arcul chel și după aceea să fii tu nevoit să montezi pipsite-ul că nu te pricepi, aparatul de ochire că iarăși nu te pricepi și mai știu eu ce alte accesorii. Nu. Îți recomand să-l cumperi ready to shoot. Există pe site-urile de la noi din țară arcuri ready to shoot, arcuri compound. Da? Cu ce nu o să-ți vină arcul? Nu o să-ți vină cu, îl rogi la magazin și îl rogi pe cel care, de la care cumperi să-ți monteze și acest D-loop. Nu o să-ți vină cu release-ul, acel creștișor de care agățeai. Ce o să-l prezint în minutele ce urmează. Da? Nu o să-ți vină cu săgeți, nu o să-ți vină cu țintă. Deci după ce-ți cumpere arcul, trebuie să-ți cumperi un release adecvat puterii lui maxime, după părerea mea. Eu ce obțin așa și cumpăram. Trebuie să cumperi săgeți. La săgeți trebuie să cumperi alte accesorii, vi le prezint imediat după. Trebuie să-ți cumperi ținta. Bun. Și cam asta e. De asemenea, ca să întreții arcul, îți trebuie o ceară specială. Ceara specială o să o prezint și pe aia în minutele ce urmează. Bun, deocamdată suntem la arc. Dacă vrei un arc de competiție, atunci arcurile de competiție, din câte cunosc eu, nu au puteri foarte mari sau chiar dacă au, nu vei putea să tragi cu la putere maximă. Există o limită de putere atunci când tragi la competiție. Plus că există dezavantajul ca atunci când tragi cu arcul setat la o putere foarte mare, să spunem 60 de pounds, 60 de livre, săgeata să intre foarte mult în ținta aia de polifom și să o extragi foarte, foarte greu. Așa că pentru competițiile ce țin de indoor, părerea mea este că un 35-40 de livre sau de pounds, puterea arcului sunt suficiente pentru o competiție. Am participat la o singură competiție organizată în București. Am zis că nu mai merg în viața mea la competițiile organizate de acel organizator, pentru simplu fapt că a fost foarte, foarte lung, m-a durut foarte tare capul și m-am simțit groaznic. Și a fost, în fine, s-a lungit foarte mult pe o zi întreagă și, sincer, nu mă așteptam să fie atât de, să dureze în halul ăsta de mult, dar, prima impresie contează și prima impresie m-a dezamăgit. Recomandarea mea, pentru toată lumea, căutați arcul, nu doar Diamond Edge CB1 este reglabil și la lungimea de întindere a corzii și la putere, nu, mai sunt arcuri. Acum, legat de firmă sau de producător, există marca Hoyt, există marca Bowtech, există marca Bear Archery, există Matthews, există PSE. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu le văd în felul următor. Voi face o paralelă între firmele de arcuri și firmele de mașini. Deci, Hoyt este echivalentul Mercedes-ului. Bowtech este echivalentul BMW-ului. PSE, echivalentul Ferrari. Având în vedere că PSE-ul face niște arcuri foarte, foarte, foarte rapide. Și restul, Bear Archery, Matthews, eu le văd undeva, le asemănă cu Volkswagen, Skoda, Audi, undeva pe acolo. Deci cam așa.
Acum, nu trebuie să te musai după această catalogare făcută de mine, pentru că e posibil ca tu să fi auzit lucruri foarte bune despre sau lucruri mult mai sau mai multe calități, să fi auzit de mai multe calități, mai multe lucruri pozitive despre Bear Archery sau Matthew sau etc. Când îți cumperi un arc cu săgeți, ține cont și de faptul că ar trebui să găsești ușor și accesorii pentru el. Nu trebuie să-i faci, să n-are nevoie de o întreținere fabuloasă, eu știu, ca la mașină din nu știu câți, nu știu câți kilometri la arc, din nu știu câte săgeți trase să-i faci, nu știu ce. Nu. Câtă vreme, se recomandă, din câte am înțeles și eu, din câte știu și eu, se recomandă ca după fiecare tragere să îi aplici strasă lungi cu ceară pentru a nu se de a nu se scămoși, să zic așa, pe românește, coarda. Da? Coarda este cel mai des folosită în momentul în care tragi cablurile, n-ai treabă cu ele. Le ungi odată la nu știu cât timp și odată la 3, 4, 6 luni, un an de zile. Dacă tragi constant, le ungi mai des. Dacă tragi la, cum trag eu în ultima perioadă, nici nu e nevoie să le acorzi, le ungi eventual o dată pe an și cam aia. Cel puțin așa fac eu. Nu vă recomand să faceți ca mine, posibil că eu să greșesc și voi să greșiți la fel dacă vă luați după mine. Bun. Cam atât. Și arcului neapărat să-i cumpere o husă, dacă el îți ajunge acasă, știi, când de la curier. O husă sau o carcasă, da, o cutie de transport. Nu poți să ieși cu el așa pe stradă și să te duci la locul de tras. Pentru că fapta asta constituie contravenție, încalci și articolul 65 alineatul 6 din legea armelor și riști o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei parc și confiscarea arcului. Ai dat, să spunem, 2.000 de lei parc, îți mai dă poliția 2.000 de lei amendă, îți confiscă și arcul. Nu cred că îți convine, nu? Sau eu știu, ai dat 10.000 de lei parc și primești o amendă de 2.000 de lei. Îți convine? Bine, o plătești 1.000 de lei, o contești, poate să câștigi. Sau nu. Dar ți-a luat arc. A rămas fără 100 de milioane. Poate că tu pentru aia 100 de milioane ca să-ți cumpere arcul ai făcut împrumut în bancă. Nu cred că îți convine, nu? Bun. Există mai multe tipuri de arcuri. V-am spus de la foarte mulți producători. Când vă cumpărați un arc, uitați-vă, dacă sunteți începători, recomandarea mea ar fi, deci ar fi, nu că este, ar fi, să vă cumpărați un arc pe care să îl puteți regla foarte mult. Și la lungimea de întindere și la putere, în special. Aceste două aspecte, din punctul meu de vedere, sunt cruciale. Da? De ce? Poate tu ești minor acum, să spunem că ai 14 ani și îți cumpără părinții un arc compound. Se uită la clipul ăsta al meu, da? Și zic, mamă, hai să-i cumpărăm băiatului pe un arc compound să tragă, să se facă sportiv de tir cu arc. Foarte bine. Îți cumpără un arc compound reglabil și ți-l setează la puterea ta, specifică vârstă de 14-15 ani. Pe măsură ce crești, avansezi în vârstă, îi mai strângi câteva spiri acolo la șurubele aici, deși mai adaugi câteva kilograme de forță, kilograme de forță în plus, da? Câteva livre în plus. Și tot așa până ajungi să devii foarte, foarte, foarte bun pe arc și să tragi cu el la putere maximă. Și repet, poți merge cu el la competiție chiar dacă lungimea dintre axe, da? Acea axle to axle, ATA, o să găsiți, da? Standardul este de 31 de inci. Acum, când în ce privește acest tip de arc, cum este Diamond Edge SB1 al meu, în limba engleză îi spune hunting bow, arc de vânătoare. Dar în limba română și în legislația armelor nu există acest tip de arc de vânătoare. Această expresie o întâlnim în legea vânătorii. Dar nu există o definiție a arcului de vânătoare. Nici legea vânătorii nu o definește, nu o menționează, nu o specifică și nici legea armelor nu specifică ce înseamnă arc de vânătoare. Mulți o să spuneți, păi da, domnule, arcul făcut special ca să vânezi. Nu există arc făcut special ca să vânezi. Poți vâna cu orice arc. Poți vâna cu un arc compound de competiție. Poți merge la competiție cu un arc compound cu care de regulă vânezi. De ce îi spun americanii hunting bow? De regulă, datorită distanței dintre axe, da, dimensiunilor reduse. De ce? Că aia s-ascund pe îmboscheți sau își fac căsuță de aia în copac, să urcă și trag de acolo. Și au nevoie ca arcul să fie destul de mic astfel încât să nu îi incomodeze când se mișcă lateral, stânga, dreapta, sus, jos, etc. Da? Ca să nu sperie vânatul. Asta este singura explicație din punctul meu de vedere pentru denumirea de hunting bow, competition bow și tot așa. Da? Dimensiunea.
Dacă voi vreți să vă cumpărați din prima un arc de competiție, că vreți să deveniți sportivi de tir cu arcul, campioni naționali, europeni, balcanici, mondiali, intercontinentali și interstelari, din punctul meu de vedere nu e nicio problemă. Numai că acele arcuri de competiție au prețuri care, în ultima dată cum am uitat eu, porneau de pe la vreo 5.000 de lei în sus. Porneau. Da? Chiele. Sigur, puteți să cumpărați și un arc compound second hand. Există pe Facebook un grup, se numește Bursa Arcuri, acolo intrați și o să găsiți inclusiv arcuri de vânzare. Acum, pentru cine vrea să cumpere Diamond Edge SB1, îi recomand înainte de toate să urmărească cele câteva clipuri de pe canalul meu de YouTube cu acest arc, să vadă ce am făcut cu el și să aprecieze dacă îi se potrivește sau nu. Unde îl puteți găsi? www.arcurimagazin.ro, www.arcuri-sages.ro, Archery Shop, www.archeryshop.ro și puteți încerca și pe arbaleta.ro. Nu știu cum era un site din Cluj, parcă, spre rușinea mea, nu, bowhunter.ro parcă se numea, dacă mi-aduc bine aminte. În fine, o căutare pe Google și găsiți toate magazinele. Da? Și dacă sunteți în zona Brașovului, unde se află magazinul arcurimagazin.ro, puteți merge la Vali Mureșanu, la patron, și să-l rugați să vă dea să trageți cu arcul compound, ce vreți voi să vă cumpărați. Dacă sunteți în București, puteți merge la cele două magazine, archeryshop.ro și arcuri-săgeți.ro, și de asemenea să-i rugați pe patroni sau pe vânzători să vă lase să încercați arcurile pe care doriți să le cumpărați, deci le puteți testa. Și arbaleta.ro, din păcate, nu are sediu în România, ci în Bulgaria. Dacă sunteți român din Bulgaria și nu știu în ce oraș se află, dar puteți merge la magazinul din Bulgaria, de la arcuri, de la arbaleta.ro, și să testați acolo arcurile pe care vreți să le cumpărați. Bun. Cam atât am în minte deocamdată legat de arcul cu săgeți. Hai să trecem la săgeți. Ok. Am aici o săgeată obișnuită cu care se trage de regulă, trebuie invers, folosită de regulă la tir cu arcul. Atât în competiții, cât și la vânătoare, cât și în tir, la agrement. Da, este o săgeată confecționată din carbon. Nu pot spune că este un carbon de cea mai înaltă calitate, pentru că dacă în doi se va rupe, ori eu am văzut săgeți făcute aproape covrig care nu s-au rupt, ci erau confecționate tot din carbon. Această săgeată vine dotată cu un vârf ascuțit. Acest tip de vârf se numește vârf de field. Tot din engleză vine, adică vârful de antrenament, de câmp, da? De field. Este ascuțit. Cum vă spuneam mai devreme, este greșit să spunem arc de vânătoare, pentru că nu poți vâna doar cu acel tip de arc. Poți vâna efectiv și cu o praște. Deci nu putem să spunem praște de vânătoare, praște de tir, praște de agrement și tot așa. Logi. Sau cu băț de vânătoare, știi? Creangă de vânătoare și arunci în cap sau bumerang. Da? Arunci după iepuri. Domnule, a vânat cu e clar, bumerang de vânătoare. E o aberație. Ok. Părțile componente ale unei săgeți. V-am spus, hai să începem cu partea din față. Acesta este vârful, se desfiletează. Da? El este prevăzut în partea de jos cu un filet. Dacă m-ar ajuta focusul, ar fi minunat. Observați acest filet? Bun. Această piesă cromată, lucioasă, este confecționată de fapt din argint, se numește insert sau inserție. Da? Și ea se inserează, de acolo și denumirea, se introduce pe corpul din carbon al săgeții. Vârful se înfiletează în insert. Da? Insertul se introduce, se lipește, puteți folosi superglue, orice tip de lipici. Se introduce pe corpul de săgeată din carbon. Săgeata în partea din spate are 3 pene, de regulă 2 la fel și una diferită. Iar în capăt se termină cu o piesă din plastic numită noc. Ok? Aici nocul ăsta se prinde de coarda arcului. Și observați că este un pic bombat aici înspre săgeată. Observați bombeul ăla? Și săgeata se introduce pe coardă până sau se simte un ușor click.
Acela este momentul care ne dă nouă de înțeles că săgeata stă foarte bine pe arc, da? Și nu există riscul să cadă. Dacă nocul nu este potrivit, bineînțeles, săgeata fie nu va putea fi, fie nu va intra pe coardă, fie va ieși foarte ușor, nu va putea sta. Acum, ce tipuri de săgeți mai există? Lungimile săgeților variază în funcție de arc. Puteți să le scurtați în funcție de arc, repet. Detalii tehnice nu o să intru să vă dau să vă plictisesc. Trecem mai departe la un alt tip de săgeată, săgeată confecționată din aluminiu și este ceva mult mai groasă. Aceasta este o săgeată de calibru 9,3 mm. Dacă m-a ajutat focusul ăsta, ar fi minunat. Deci 9,3 mm, aceleași părți componente ca și prima săgeată. Ok? Numai că eu i-am montat penele, am 3 pene identice și ceea ce vedeți cu alb, da, stratul cu alb pe care sunt lipite, de care sunt lipite, este un autocolant, pentru că atunci când vreau să dau penele jos ca să nu zgâri săgeata, da? Am montat acest autocolant și am lipit penele direct pe autocolant. În caz contrar, risc să zgâri săgeata atunci când vreau să dau penele jos și nu vreau lucrul ăsta. Calibrul acestei săgeți, dacă mi-aduc bine aminte, 9,3 mm. Hai să facem o comparație să vedeți că este mai groasă și ceva mai scurtă un pic decât săgeata din carbon. Și uitați diferența de grosime. Se vede, nu? Uite, nu știu cum să țin în lumină astfel. Uite, aici se vede mult mai bine. Ok? Aici se vede că e mai groasă. Calibrul săgeții normale, obișnuite, este undeva la vreo 6 mm. Deci mai departe, la alte tipuri de săgeți și aveam una luată special. Gata, am găsit-o. Săgețile și astea sunt confecționate din materiale care se potrivesc mai bine sau mai puțin pe diversele tipuri de arcuri. Ce am în mână acum este o săgeată tot din aluminiu, dar de foarte slabă calitate. Problema la săgețile din aluminiu este că odată îndoit aluminiul, săgeata este bună de aruncat sau de folosit pe post de araci în grădină sau la florile din casă. Aceleași elemente componente, pene, noc și vârf. De data aceasta avem un vârf care se introduce, se lipește așa pe shaft, pe corpul săgeții. Apropo, corpul săgeții se numește shaft. Shaft. După cum vedeți, vârful nu este foarte ascuțit, este ușor bond. Aceste săgeți sunt, dacă mi-aduc bine aminte, printre cele mai ieftine și se foloseau de regulă la arcurile tradiționale, arcurile recarb. Și iată cât de scurtă este această săgeată. Observați, aceasta este săgeată din carbon, asta neagră. Și uite cât de scurtă este asta altă din aluminiu. Bun. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu recomand să cumpărarea achiziționarea săgeților din carbon. Hai să mai vedem un alt tip de săgeată. Avem aici o săgeată de pescuit. Acum, iarăși, problema cu denumirea. Este greșit să spunem săgeată de pescuit, dar așa ne-am obișnuit mai toți și cam asta folosim. Este o săgeată din fibră de sticlă. Are culoarea albă asta. Ele pot veni mai multe culori. Îi lipsesc penele, după câte se vede. Da? Are noc. Și ceea ce vedeți în locul penelor se numește un opritor. Acest opritor este confecționat dintr-un cauciuc, cea mai dur, și are rol de a opri acest inel, portocaliu, ce curisează pe corpul din fibră de sticlă al săgeții. Corpul din fibră de sticlă al săgeții este plin, iar acest inel, observați că are două orifici, două găurele. Prin el am trecut o bucată de nylon destul de gros. Care este rolul acestui inel? În momentul în care montez săgeata pe arc, tragi inelul în partea din față, de lângă vârf. În momentul în care săgeata se pleacă din arc, ea vine, inelul ăsta este fiind legat cu nylon fiind legat prin intermediul nylonului de arc.
va fi împins către spate și se oprește în acest opritor, blocator. Și în felul ăsta, acesta, săgeata se duce și penetrează peștele și nu o pierdem, o putem recupera. Bun. Săgeata folosită la pescuit, asta putem spune că este confecționată, am putea spune că este confecționată oarecum special pentru pescuit. Vedeți, are un vârf destul de ciudat, diferit în construcție față de vârfurile obișnuite de antrenament. Are aceste mustăci, această barbetă. Această barbetă, observați că este ușor mobilă și vârful este foarte, foarte ascuțit. Ce rol are această barbetă? Are rolul de a opri săgeata să iasă din pește atunci când aceasta îl penetrează. Săgeata, ai tras cu săgeata, săgeata vine și străpunge peștele și în momentul în care mulinezi, tragi peștele, dar el nu mai poate ieși. Există mai multe tipuri de vârfuri pentru pescuit. Nu este obligatoriu să luați cum vedeți, să cumpărați cum vedeți la mine. Vârfuri de pescuit se găsesc și diverse tipuri de vârfuri se găsesc la, îmi place mie să cred, la toate magazinele mai devreme menționate. Trebuie să fac mențiunea că din punct de vedere legal, pescuitul cu arcul săvârșit în habitate piscicole naturale, așa cum reglementează Ordonanța de Urgență 23/2008, actualizată, constituie o infracțiune de braconaj piscicol. Deci putem să pescuim cu arcul doar în habitate piscicole antropice, da, deci nu naturale. Care sunt naturale? Tot ce înseamnă fluviu Dunărea, Marea Neagră, râuri, pârâuri, pârâiașe, pâraie, bălți formate natural, mlaștini, lacuri. Acum, în ce privește lacurile de acumulare, antropice, da, deci nu cele naturale cum este lacul Roșu, ci lacurile de acumulare, ele sunt lacuri antropice, dar formate în habitate piscicole naturale, pentru că, practic, acele lacuri de acumulare artificiale au fost create de către om, e adevărat, da, în mod artificial, dar prin sugrumarea cursului unei ape, adică a unui habitat piscicol natural. Și se asimilează, după judecata mea, se asimilează habitatelor piscicole naturale. Așadar, nu mergeți să pescuiți cu arcul, inclusiv în canalele de irigații. Chiar dacă sunt au fost construite de către om, da? Nu au luat naștere în mod natural, ele sunt asimilate habitatelor piscicole naturale. Scrie în OG 23, în situația în care o să vă întrebați, domnule, dar unde scrie chestia asta pe canale de irigații? În OG 23, chiar la definirea habitatelor piscicole naturale. Bun, hai să vă prezint, vedeți că nu putem pune semnul egal tăiat, da? Să spunem doar că anumite săgeți sunt de pescuit sau nu știu ce. Am aici o săgeată normală, din carbon, Eastern Powerflight, dacă nu mă înșel. Ceva low quality, cu pene, tot. Cu un vârf ușor modificat. Practic a fost un vârf de field, căruia i-am atașat, i-am sudat niște pinteni. În ideea de a construi o săgeată de pescuit. Am găurit aici, am perforat săgeata. Și ca să o leg, să nu o pierd. Da, din păcate ea fiind goală, intră apă în momentul în care tragi și nu pot să spun că ar fi o săgeată bună sau proastă pentru efectuarea desfășurarea activităților pescuit cu arcul, pentru că n-am reușit să prind nimic. Am fost, bineînțeles, într-un lac pe o baltă privată construită artificial, ca să nu încalc legea. Și bine, nici vă spun cât mâl am putut să scot de acolo. Ok, hai să vorbim un pic de nocuri. Nocurile sunt, dacă vă mai aduceți aminte, această piesă componentă a săgeții din partea din spate, vedeți? Acesta îl observați ușor transparent și cu ceva roșu în interior, în mijloc. E bine, asta se numește lumenoc. Adică un noc luminos. Este în partea din jos, în interior, în corpul săgeții, are o baterie din litiu-ion, nu știu ce materiale, confecționată, lunguiață și în fârf aici are un LED cu roșu. Bateria este schimbabilă și în momentul în care
Acum nu se vede, dar aici, între crăcanele nocului, are un buton. În momentul în care eliberez coarda, coarda împinge, forța corzii împinge acel buton care aprinde LED-ul. Asta era un LED groșu. Se folosește de regulă la tras pe timp de noapte. Și se vede săgeata ca efectiv ca un obiect zburător cu roșu. Tu nu vei vedea săgeata că e întuneric, vei vedea doar nocul, doar lumina roșie, verde, albastră sau ce culoare are a lumea nocului. Și un sentiment foarte plăcut. Am niște filmulețe cu trageri pe timp de noapte cu arcul și chiar se vede foarte, foarte mișto. Astea, de asemenea, dacă vreți să vi le cumpărați, vi le puteți achiziționa de pe site-urile de tir cu arcul anterior menționate. Ok, în mare parte cam atât am avut de prezentat. Hai că tot am luat-o pe asta. Unde ești? Bun. Observați, în cazul acestei săgeți i s-a dezlipit parțial pana. Aceste pene sunt marca Blazer. Cele mai bune pene. Sunt foarte rezistente și suportă suficient de multă bătaie de joc, să le chinuiești, să nu știu. După cum observați, aceste pene au fost din fabrică, da? Lipite direct pe corpul săgeții, pe shaft, pe săgeată. Cum vă spuneam mai devreme, eu ca să previn degradarea săgeții în momentul în care vreau să dau jos, în momentul în care vreau să răzuiesc penele și eventual resturile de lipici de pe săgeată, da? Voi degrada automat și săgeata. Și în cazul acesta, ca să previn o astfel de situație, voi folosi, bine, în situația penelor lipite pe săgeată din fabrică, n-am ce face, deci trebuie să accept acest lucru. Dar ulterior, următoarele seturi de pene vor fi lipite pe autocolant. Deci voi atașa întâi, voi pune un strat de autocolant, după care voi lipi penele direct pe autocolant. Iar în momentul în care vreau să răzuiesc, să dau jos penele, credeți-mă, este fantastic de simplu, pentru că lipiciul de pe autocolant nu se întărește și rămâne cauciucat, moale, să zic așa, moale, mă, cred că e cuvântul potrivit, o foarte lungă perioadă de timp. Și în momentul în care dau cuțitul, se ia foarte, foarte ușor și dau jos pe lung. Se ia foarte ușor. Și asta e un avantaj imens din punctul meu de vedere, pentru că nu degradezi săgeata. Ok, m-ați auzit mai devreme vorbind, menționând despre accesorii pentru arcul compound în special. Primul accesoriu cu care vreau să încep este un set de imbusuri. Acestea au dimensiunile măsurate în sistemul imperial, deci în inci. Asta e de la Gorilla Grip. Găsiți accesorii de genul acestuia pe toate magazinele anterior menționate de tir cu arcul. Aceste imbusuri vă sunt necesare pentru reglarea diverselor accesorii de pe arc. În speță, pinii aparatului de ochire, sight-ului, da? Sight-ul în sine, sus, jos, stânga, dreapta. Eventual să slăbiți, să setați, să reglați lungimea de întindere a corzii, respectiv să, dacă dețineți imbusul potrivit, dimensiunea potrivită, să reglați puterea arcului. Și am uitat să vă prezint o chestie. Există pe camele arcului aceste lamele. Iarăși aceeași problemă cu focusul. Vedeți aceste lamele? Aceste lamele sunt lamelele de reglat lungimea de întindere a corzii. Și este intuitivă folosirea lor. Au niște marcaje, niște gradații, după cum se poate lesne observa. Și pur și simplu slăbiți aceste trei șuruburi, 1, 2 și al treilea e undeva pe aici. Uite la aici, da? Le slăbiți și așezați aceste lamele în dreptul marcajelor corespunzătoare. Aceste gradații de pe lamele reprezintă lungimea de întindere a corzii preferată, da? Și vă luați după acest țâmburuș, marcajul de pe acest țâmburuș de aici, ăsta, da? Și după cum vă spuneam, la mine este la 30. Deci nu are 31, are 30 de inci. Și la fel trebuie să faceți și în partea opusă ca să nu vă stricați arcul. Da? Deci la fel trebuie să reglați, să setați astfel încât lungimea de întindere a corzii să fie setată în mod egal din ambele părți de pe ambele came. Revenim la accesorii. Deci, setul de imbusuri
este obligatoriu. Puteți folosi și imbusuri din comerț. Am observat că nu se potrivesc toate și există un mic joc, dar puteți folosi torxuri. Deci imbusuri de tip torx. Bun, pentru reglat arcul meu, tăria arcului, da, și doar atât, eu folosesc o cheie tip clicket cu un imbus de H6, nu spune dimensiunea, nu, în fine, cu o mică cu o tubulară, hai să văd dacă pot, nu mai, aia e blocat. Bun, acesta este imbusul pe care eu îl folosesc. Deci, tubulară de H6 și am folosit un imbus, îmi pare, eu nu știu să vă spun detalii de pe el. Un imbus de 6. Da, uite că scrie. Este 6, nu este 9. Numai un pic. Uite, vedeți? Imbus de 6. Și cu ajutorul acestui clichet reușesc să-mi strâng sau să-mi slăbesc arcul. Da, atunci când vreau să-i modific tăria. Vă spuneam de release. Eu am două tipuri de release-uri. Release-ul tip trăgaci, da? Și release-ul pentru degetul mare de la mână. Cum funcționează fiecare? Trigger release-ul, da? Tip trăgaci. Acest cleștișor, fălcile acestui cleștișor se prinde D-loop, acel D-loop. Această buclă de care vă spuneam, da? Și se închide. Dau trăgaciul, îl mișc către înainte, da? Ca să închid fălcile. Și în momentul de față, da? Arcul meu este prins, coarta mea este prinsă. Dacă vreau să eliberez, pur și simplu va trebui să apăs pe trăgaci și să eliberează. În ceea ce privește thumb release-ul, da? Asta e pentru dreapta. Eu sunt dreptaci. Acesta se acționează cu degetul mare de la mână. Eu m-am obișnuit cu trigger release-ul. Nu m-am obișnuit niciodată cu thumb release-ul. Bun. Are această gaică, această agățătoare aici. Și mă enervează la culme focusul ăsta. Credeam că la această cameră, da? Are această agățătoare care se blochează de aici, apăsând pe acest buton. Și iată, am blocat agățătoare. Ca să o deblocăm, trebuie să apăsăm ușor pe trăgaci, să spun așa. Și are reglaje de finețe la acest buton, la acest șurub, scuze. Și de asemenea mai are reglaje undeva aici. Iarăși un șurub de strâns. Și toată treaba se rezolvă din degetul mare. Hai să vă fac o demonstrație. Am agățat și am închis. Vedeți? Pot să trag de ea fără nicio problemă că nu scapă. Nu trebuie să scape. O să vă întrebați, păi dacă scapă? Dacă scapă, îți dai un pumn în gură. Asta e. Eu mi-am dat 5 până în prezent cu ăsta, până când i-am schimbat trăgaciul și l-am locuit pe ăla din aliaj de aluminiu cu unul din fier. Și nu mai scapă acum. În momentul în care apăsăm aici, am eliberat. Ok, grijă mare la tipul de release pe care îl achiziționați. Cum vă spuneam, ăsta, când am cumpărat arcul în 2014, m-am scârcit la bani și am cumpărat ceva ieftin. Ei bine, produsul ieftin s-a demonstrat ineficient și slab calitativ când a venit vorba de puterea arcului. Și v-am spus că mi-a scăpat de 5 ori și mi-am dat cu pumnul în gură, de 2 ori m-a scurt-circuitat ca lumea și era să cad din picioare. Bun, care a fost problema? Vă spuneam, acest trăgaci din aliaj de aluminiu sau un aliaj foarte mare. L-am dat unui tinichigiu, unui vecin, pe vremea aia lucram în Botoșani și omul ăla, să-i dea Dumnezeu sănătate, mi-a făcut, deci am dat trăgaciul original și mi-a făcut o clonă, efectiv. Deci asta este o clonă aici, de trăgaci, din fier. Nu mai scapă de atunci. Bun, și cum se montează asta? Păi se agață de încheietură. Da? Are sky
are iarăși o bandă de siguranță cu Sky pe care o introduceți aici și veniți pe partea asta și ați închis. Așa trebuie să stea release-ul. Și el este rotativ. Deci vedeți cât ce murdare e, ce murdare este pe tijă? De atâta timp. Este compus din două părți. Aici se demontează. Ideal ar fi să căutați unul cu tija fixă, nu din două bucăți. Dar în fine, se rezolvă. Da? Iar eu în momentul în care trag, am prins dilupul și am închis coarda și țin, și am închis fălce și țin degetul în spatele trăgaciului. Este al doilea sistem de siguranță, să spun așa, și scot degetul de aici, iau degetul de aici, din spatele trăgaciului, doar în momentul în care am ajuns în poziția corectă și sunt gata de eliberare, de tragere. Da? Sunt aici și... Bun. Și am dat drum. Mărci de release-uri sunt foarte multe. Am înțeles că, din fapt, din câte știu, nu că am înțeles, din câte știu, Trueball este foarte apreciat. Prețuri destul de piperate, mai ales cu scumpirile din ultima perioadă, dar dacă aveți ceva calitate, credeți-mă, merită, dacă vreți să cumpărați de noi. Dacă nu, pe grupul de Facebook Bursa Arcuri o să găsiți la vânzare anunțuri cu release-uri de toate felurile. Cred că mai toți membrii de pe acel grup sunt arcași cu experiență și chiar dacă sunt unii care nu au experiență, nu sunt participanți, nu sunt sportivi, nu au participat la competiții, cel puțin din câte știu eu, nu se acceptă anunțuri de tip fake, anunțuri cu porcării de piese, de accesorii, de echipamente, pentru că mai toți care sunt înscriși acolo știu cu ce se mănâncă tirul cu arcul și este aproape imposibil să-i prostești cu ceva, deci să vinzi un produs de slabă calitate la un preț exagerat. Adică dacă vii cu un gunoi de ăsta pe care îl vinzi cu 10 milioane, ceri 1000 de lei sau ceri, eu știu, 500 de lei pe el, dacă nu i-ai adus 5-10 îmbunătățiri să tragă singur de coardă, nu cred că ți-l cumpără nimeni și riști să fii scoși de pe grup. Atât de serioși sunt băieții de acolo. Ok, hai să vorbim despre vârfuri. Când vine vorba de accesorii și vârfuri și pene și ce vrei tu pentru tir cu arcul, este necesar să te alimentezi și cu, să te dotezi și cu astfel de produse. Eu am aici o trusă de pescuit compartimentată în care mi-am introdus câteva chestiuțe. Acum, pe lângă ceea ce ți-am spus un pic mai devreme, trebuie să-ți cumperi pene de rezervă, aparat de pus pene, pentru că nu poți să le pui cu mâna goală, da? Și aparatul ăla de pus pene costă până în 500 de lei, depinde de unde îl cumperi. Nocuri de rezervă, inserturi de rezervă, vârfuri de rezervă, pentru că, crede-mă, la un moment dat vei nimeri o ceoată de copac sau un copac și în momentul în care încerci să extragi săgeata din el, dacă nu se strică săgeata, cu siguranță va rămâne vârf acolo. Șanse mai să rămână și insertul. Și automat ai rămas fără vârf și insert. Și trebuie piese de schimb, că nu poți să ții săgeata aia pe dreapta. Ai luat 3 săgeți și din 3 săgeți mai tragi cu una. Tragi, te duci, tragi, recuperezi, nu, ia iurea, vrei tu să ai un set de 10 săgeți sau mai multe săgeți cu care să tragi continuu, să nu fie nevoie să te duci atât de des după săgeată. Bun, câteva accesorii. Vă spuneam niște vârfuri de rezervă, vârfuri de field necesare. Am aici un set de lumenocuri. Luate de pe magazine de la noi din țară, nocuri de rezervă, niște vârfuri fluierătoare pe care le-am cumpărat de la arcurmagazin.ro, piese de schimb, vă spuneam de aceea ceară, da, folosită pentru întreținere, este o ceară de culoare albă, dacă, mamie, s-a prins. Gata. Este este o ceară de culoare albă și vedeți că am folosit, are urme de uzură pe ea și practic o împingeți aici, băgați de și împingeți ceara către înainte. Noc cu tocul plastic, cu inserția de noc, deci nocul și inserția de noc
În săgeată. Dacă nu mă înșel, asta se folosește la săgețile mai groase, de 9,3 mm de competiție. Ideea este că aveți nevoie. Deci când îți cumperi un arc cu săgeți, nu te gândi că gata, am cumpărat arcul și nu mai am nevoie de nimic. Greșit. Primul lucru care, sau printre primele lucruri care se vor duce, vor fi penele. De ce? Cu siguranță vei lovi la un moment dat un corp dur sau trece săgeata razant pe lângă ceva, pe lângă un obiect dur sau trece prin țintă și se rup penele. Poți trage cu două pene. Săgeata este în continuare stabilizată în aer. Poți trage și cu o pană. Se stabilizează mai greu. Dar fără pene, săgeata va avea un zbor ciudat tare tot și nu va avea deloc un zbor stabilizat. Așa că, neapărat, pene, aparate pus pene, nocuri de rezervă, vârfuri de rezervă, inserții de rezervă, chiar bine. În momentul în care ai rupt săgeata, nu trebuie să arunci tot, ci pur și simplu trebuie să scoți insertul. Deci trebuie recuperat vârful, recuperat insertul și recuperat nocul. Penele mai greu să le recuperezi pentru că acel lipici le degradează pe interior, deci pe partea care se lipește. Penele au o zonă concavă, scobită. Se adună lipici acolo și nu prea ai cum să-l curezi pe ăla. Și în momentul în care dacă te gândești să le refolosești penele, deci să le lipești la loc, pe următoarea săgeată, s-ar putea să nu mai prindă atât de bine. Așa că cel mai bine e să renunți la ideea de a refolosi penele și să folosești pene nou-nouțe. Penele sunt și ele de diverse mărimi, forme, lungimi, dimensiuni, etc. Toate se folosesc în funcție de scopul pe care tu îl urmărești. Dacă vrei să tragi în sală, din câte știu eu, se folosesc de regulă pene cât mai lungi. De ce? Ca să stabilizezi săgeata cât mai repede în zbor, astfel încât să lovești ținta. Și de regulă la competițiile indoor se folosesc, eu știu că se folosesc săgețile groase, adică precum aceea pe care ți-am prezentat-o, din aluminiu. Pot fi și din carbon. Sunt mai scumpe. Și alea sunt foarte dure din aluminiu. Am tras odată la concursul la care am fost atunci în 2016 până prin noiembrie și am rupt săgeata. Deci e dur aluminiul ăla, nu prea se îndoaie. În mare parte, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că informațiile v-au fost suficiente pentru a vă forma cât de cât o idee, o părere. Dacă vreți să trageți cu arcul, condițiile de folosire, condițiile în care puteți trage cu arcul sunt cele prevăzute la articolul 65, alineatul 4 din Legea Armelor și Munițiilor. Și condiții de transport, același articol, aliniatul 6, adică introdus în husă, bagaj sau ambalaj, să nu fie încărcat cu muniție. În cazul de față, ne fiind vorba de arme de foc, nu putem vorbi de muniție. Și nu poți merge cu săgeata pe arc și arcul băgat în felul ăsta într-o husă. Nu cred că se poate. Bun. Încă o dată, Broadheader a fost eu și îți mulțumesc foarte mult pentru atenție. Te aștept la noi materiale pe viitor în care sper să reușesc să trag din nou cu arcul și vreau să fac materiale și cu arbaleta pe care o am de la arbaleta.ro, astfel încât să vă prezint cât mai multe informații și să vă convin cât de frumos este să tragi cu arcul și cu arbaleta în România în momentul în care acum legislația ne permite. Doamne ajută numai bine și spor la treabă! Ceau!